Din curând și răsplata mea este cu mine și o dau fiecăruia. Dar tu veghează, fii treaz, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Voi mai veni odată, cuvântul lui ne spune, voi mai veni la tine, fățarnică lume, dar nu mai urc pe cruce ca și un muritor, să-ți fac ție scăpare din veșnicul cuptor. O, nu! Nu voi mai veni la ușa ta să bat. De atâtea ori ți-am cerut loc și tot mai amânat. Ce am părăsit și m-a făcut un slab al tău, ca din nou să te fac și pe tine un fiu al lui Dumnezeu. A venit ca să-ți dau pâine și semne și minuni mari ți-am arătat. Însă totuși când am fost pe cruce, tu fere și oțel mi-ai dat. Voi mai veni odată, bucură-te poporul meu, că locul ți l-am pregătit chiar sus în cer la tatăl meu. Zorile deja s-au ivit. Tu rabdă, rabdă, poporul meu, căci numai cu tine voi fi până la sfârșit. Căci am venit din ceruri, de la Tatăl meu cel Sfânt, ca să te fac pe tine să fii tu astăzi fericit. Aleluia. Am lăsat pe îngeri bucurie mare în cer și am venit în lume să sufăr mari dureri. Am lăsat și tronul meu cel strălucit și am venit aici în lume și m-ați chinuit. Picioarele mele au fost pironate, iar din trupul meu s-a vărsat mult sânge. Mâinile mele, întinse pe cruce, sutașul în coastă, cu sulița mă împunge. Chinuit pe cruce și fiindu-mi sete, oțet și cu fere mi-ați dat pe burete. Iar catapeteazma templului în două s-a rupt, cerul de-a mea jale în doliu s-a făcut. Chinuri, dureri multe răbdat am pentru tine. Spune-mi tu, drag suflet, ce faci azi pentru mine? Nici a ta viață nu vreai să mi-o dai? Să te duc odată cu mine în rai? O, va veni ziua odată când și tu vei bate să te las să intri în a mea cetate. Atunci eu cu mânie te voi alunga. Du-te, du-te de la mine acum, slugă rea! Du-te în focul veșnic unde să muncești cu toți acei oameni care nu se pocăiesc. Deci, suflete dragă, cât astăzi mai trăiești, grăbește, grăbește la Domnul să te mântuiești. Amin. Amin.